Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint produsele cumpărate în luna noiembrie. O parte din aceste produse sunt pentru mine, o parte sunt pentru a le face cadou. Și sunt destul de multe. Dar să începem. Vreau să vă prezint un set de trei produse pe care le-am cumpărat de la Oriflame. Este vorba de această pudră, loțiunea pentru mâini și corp și acest deodorant. Acest set vine împreună cu 5 mostre de parfumuri, cred, și 5 cataloage. Este un pachet pentru lansare, adică prezintă niște produse noi ce vor apărea în următorul catalog. Mi se pare o idee foarte bună pentru a promova produsele și este la un preț bunicel. Pudra arată astfel. Este o pudră realizată din perle presate. Nuanța oferită este de Natural Bronze. În celălalt catalog va apărea mai o nuanță, din câte am înțeles. Crema de mâini sau loțiunea de mâini și corp este cu extract de neroli și iasomnie. Și spune că este cu esențe de uleiuri naturale. Sunt tare curioasă să o încerc. Îmi place sistemul de dozare. Foarte practic, punctul meu de vedere. Iar deodorantul este de la My Destiny. A fost ceva ofertă la această apă de toaletă cu liliac alb și am zis să profit. Să o încerc sau să o fac cadou. Încă nu sunt hotărâtă. Am cumpărat și acest set de Si Magnific. Apă de toaletă, gel de duș și loțiune de corp. Tot de la Oriflame. De la Avon mi-am cumpărat noua versiune sau noul parfum de la Premier Lux, Oud. L-am încercat. Este un miros diferit față de prima variantă. Îmi place, dar mai mult îmi place prima variantă. Și bineînțeles că mi-am luat și prima variantă, clasicul, pentru că nu-l mai am, l-am terminat și am vrut să-l recumpăr. Mi-am cumpărat o mască pentru picioare de la Oriflame. Tot de la Oriflame o cremă pentru călcâie. O cremă de mâini. Am considerat că oricând e binevenită. Este cu ulei hrănitor pentru mâini. Și am considerat că ar fi potrivită și pentru cadou și pentru mine. De la Avon mi-au cumpărat noul sau noua spumă de baie. Mă scuzați, mă bâlbâi. Sunt obosită. Cu migdale. Un deodorant de la Nivea. O loțiune de corp hrănitoare pentru ajuta pielea să fie hidratată în această perioadă de la Avon. Un gel de duș cremos cu
cu lăcrămioară. Am auzit foarte multe lucruri bune despre acest gel de duș și, având în vedere că lăcrămioarele îmi plac, am zis, hai să-l încerc. Un ser pentru gât și decolteu de la Avon, de la Planet Spa. Două spumante pentru a le face cadou, în variantă de colecție de sărbătoare. Un set de inele. Nu știu cât de bine se vede. Nu se focalizează, îmi cer scuze. Și un set de brățări din aceeași colecție. Pentru mine. Un set de la Oriflame Love Potion, compus din cremă de corp, deodorant și parfum. Și trei seturi, eu le zic seturi pentru că eu așa am să le ofer cadou, compuse dintr-un săpun, în ediție de colecție de iarnă și cremă de mâini. M-au atras mirosul lor și de aceea le-am cumpărat pentru a le oferi cadou. Au un miros incredibil de frumos. Cam acestea sunt produsele cumpărate în această lună. Dacă v-au plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut acest lucru până acum și dacă aveți întrebări despre produse, aștept comentariile voastre. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi frumoasă! Pa, pa!